Bună seara tuturor pasionaților de lectură! Murim de cald, e noapte, iarăși un episod nocturn, pentru că vă spun sincer, pe această căldură, chiar și la mine la țară, nu prea pot să filmez din cauza căldurii. Așa că ne ocupăm de sport, relaxare și noaptea, culturalizare. Bun, mai am 3 episoade de făcut. Asta așa ca o introducere. În astea 3 episoade neapărat trebuie să termin seria de literatură medievală și mai am 2 episoade, dar aici va necesita o lectură, sper să am timp de ea, o lectură mai puternică și în prefețele volumelor și în povestiri sau ce m-am hotărât eu să fac pentru cele 2 episoade din miniseria literatură și autori medievali. Dar noroc că mai am acest episod. În acest episod o să revenim un pic la literatura clasică și aveam cartea, cred că... Amicul meu, poate vă mai aduceți aminte de el, are în mână o carte... Bă. Așa. Săracul e leșinat de căldură. Dar da, ia uitați-vă ce am eu aici. Așa, pentru că în acest episod, dragilor, revenim la antichitate. Acum, aici avem unul dintre, să zic așa, eroii mei spirituali, dacă îmi permiteți să folosesc această expresie. Pe Pitagora, care el a trăit circa 580-500 înainte de Hristos, asta fiind doar o variantă dintre anii propuși, mai are undeva la un 500 și un pic, o 4, nu mai știu, dar undeva pe acolo, circa 580-500 înainte de Hristos. Acum, sigur, dumneavoastră, domniile voastre, îl cunoașteți pe Pitagora din matematică. Celebra teoremă a lui Pitagora, acum sunt un pic cam obosit și sincer, nu știu să vă explic în termeni matematici, nu prea m-am documentat de când am început să-l citesc pe Pitagora foarte mult despre el ca matematician, chiar... pot să zic așa, de prin școală, de prin clasa a 10-a, când am făcut eu ultima oară matematică, eu terminând profil filologic. Și după aceea, bineînțeles că m-am luat cu arta, cu actoria, păpușile și așa mai departe. Deci, matematică, ioc. În viața mică, matematică, no maths in my life. Dar Pitagora totuși rămâne una dintre figurile mele preferate din istorie și, după cum puteți intui, acest episod nu e neapărat de literatura antică beletristică. Pentru că am mai făcut așa la antici, am făcut seria stoicilor, am în principal stoicii cu filosofia Marcus Aurelius, Epictet, Seneca, scrisori către Luciliu, am avut acea trilogie. Dar acum m-am reîntors un pic la greci și neapărat această carte, care este o bijuterie de carte, îi mulțumesc mentorului meu în regie, care, el mi-a făcut rost de această carte, practic eu am primit-o cadou, ca preț undeva la un 20-25 de lei prin anticariate, dacă o mai găsiți prin anticariate, deci un preț din punctul meu de vedere bun pentru o astfel de carte, este cumva, eu o consider o raritate, este de la editura Antet, după cum puteți vedea, editura Antet,
aici, aici, editura Antet, colecția de filozofie. Bun. Haideți să vedem câteva lucruri. Cartea, ce vedeți dumneavoastră pe copertă, este o sculptură. Această sculptură îi reprezintă statuia din marmură a Atenei, tipic artei grecești, aparținând secolului 2 înainte de Hristos. Bun, ia să vedem. Acest volum nu are, nu dispune de o prefață și dispune de o postfață. Și avem Pitagora, legile morale și politice. Acum, eu am să dau o mică lectură, n-am citit chiar toată postfața, dar am să vă dau o mică lectură a ceea ce mi s-a părut mie mai interesant despre viața și opera lui Pitagora. Și mi-am făcut aici pe o listă, mi-am notat 27 de legi și vă invit pe dumneavoastră în comentarii să pornim o mică discuție, dacă veți dori, asupra câtorva dintre aceste legi pe care le-am selectat eu. Înțeles, în total, regile lui Pitagora. Cartea începe cu un prolog. Nu prea am înțeles acest prolog, dar începe de la, ca să vă dați seama de structură. Deci începe de capitolul 1, este structurat pe capitole, dar asta cred că este de fapt o împărțire contemporană a scrierilor lui Pitagora. Nu cred că el a scris în capitole, cred că pur și simplu a scris legile de lungul vieții, pac, 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 așa, toate una după alta. Dar pornește de la legea 1 până la legea cu numărul... are și glosar, n-am văzut asta. Are și glosar. Ce fain! Ce fain! Da, super! Bravo, uite! Până la ultimul capitol, fiind 23, legea 3506. Da, deci de la 1 până la 3506 legea a scris Pitagora pe de-a lungul vieții sale. Hai să puși pe tine aici, să te vezi mai bine. Bun. Da, nu te vezi deloc din cauza mâinii, dar aia e, n-avem ce face, nu mai dăm înapoi. Bun, hai să citim un pic din postfață, că asta mi s-a părut foarte interesant. Istoria așează pe Pitagora printre cei mai vechi filozofi legislatori. Numeroase orașe au avut nevoie de el și unele din legile date de el se regăsesc pe cele 12 table. Roma a trimis deputați în orașele Greciei Magnum pentru a-i cunoaște legile atunci când a vrut să redacteze cele 12 table. Gloria succesului instituțiilor lui Pitagora ridicase republicile din Grecia Magnum la nivelul cel mai înalt de prosperitate. Legile lui Pitagora au fost considerate sacre la Crotona și în toate orașele din Grecia Magnum. Și aici, în paranteză, ne dă exemplu, vezi, în Cicero, Diogene, Laertios. Conducătorii diverselor republici au venit să ia lecții de la Pitagora. Roma, preocupată în întregime să se apere împotriva dușmanilor libertății sale, nu avea nicio îndoială că, alături de ea, se găseau popoare fericite atât cât pot fi grație filosofiei. Se lupta împotriva verenilor, fidenaților, tarcvinilor, în timp ce la Crotona, la Velia, la Metapont, la Terente, la Locria, se concepeau planuri de morală și politică pentru fericirea orașelor și familiilor. Pitagora poseda într-un mod strălucit arta civică și politică sau știința legilor și îndatoririlor către societate. Regimul politic al lui Pitagora a creat niște discipuli legislatori excelenți. Am mai putea redea un lung șir de citate grecești și latine despre Pitagora, care a întemeiat o școală fără a scrie cărți voluminoase, a reformat cetăți fără a lăsa un cod. Să mai vedem numele aici. Greutatea autorității și nu numărul legilor a determinat includerea unei legi în schimbul alteia. Nu toate sunt incluse în volumul de față.
Deci are și mai multe decât 3506. Altele au rămas în manuscris. Spiritul antichității pe care am încercat să-l pătrundem reprezintă singurul fir conducător pentru a recunoaște în labirintul acestor începuturi legislația și doctrina lui Pitagora. Cronologia nu poate face nimic. Obiceiurile, cuvintele populare și unele morminte distruse sunt mult mai de folos decât aceste date contradictorii. Bun. Aici, nu, deja începe să povestească un pic despre lei, simbolistică, n-am să intru în detaliile acestea pentru că vă las pe dumneavoastră să le descoperiți. Haideți să vă citesc cele 27 de legi pe care le-am încercuit și unde mai am niște, unde am eu o, să zic așa, posibilă interpretare a lor, am să o spun și după aceea dumneavoastră în comentarii puteți să mă combateți sau să mă aprobați sau să adăugați cum veți dori dumneavoastră. Practic, eu doresc acum să încep un fel de discuție prin comentarii la YouTube la acest clip. Hai să vedem. Deci, prima mea lege notată... Ah, dar le-am și încercuit pe carte. 8. Legea numărul 8. Nu-ți ascunde viața, cum spunea un înțelept, ci doar pune-o la adăpost. Adăposteșteți viața sub acoperișul prieteniei. Frumos. Eu o văd, asta e una dintre ele, eu o văd ca și cum spune să nu, știți cum e acum întotdeauna numai pe Facebook, ne punem toată viața, pe Instagram suntem foarte activi social, dar cumva mă duce această lege, acest citat al lui Pitagora, cumva mă trimite cu gândul la... Știți cum sunt Miguel de Unamuno, cum e Blaga, partea aia de mister, adică cumva dezvăluie-te oamenilor, dezvăluie-te societății, dar lasă partea aia de mister un pic acolo să fie. Ok, bun, vă aștept pe dumneavoastră să spuneți dacă într-adevăr la ceea ce mă gândesc eu e bine sau nu. Da, poate aveți dumneavoastră altă interpretare. 9. Iubește-ți prietenul mort ca și cum nu ar fi decât absent. Asta cred că n-are rost. Bun, următoarea este 25. Legea să pedepsească prin faptă, numai faptele. Ea nu trebuie să se lase înrăurită nici de vorbe, nici de înscrisuri, ori de gândurile vinovatului. Văd, chiar am... Chiar am nevoie de ochelari? Nu văd bine? Hai, concentrare. Da, asta cred că e destul de înțeles. 36. Nu te amesteca niciodată când e vorba de interesele poporului. Nu ți ajung până peste cap ale tale? Aici vreau să vă văd. Cred că eu... Cam nu cred că e nevoie să spun despre ce e vorba, cam înțeleg, dar vedem. Bun, 36. Următoarea este 57. Preotul spune poporului, muritorilor, iubiți-vă zeii tot atât cât vă iubiți pe voi înșivă. Rațiunea spune omului, iubește-ți tatăl și nevasta, copiii și prietenul mai mult ca pe tine însuți. Aici vreau să vedem o mică duel de religie contra rațiune. De ce spune așa religia? De ce spune așa rațiunea? Deci, practic, cum ar veni, nu știu dacă știință, da, rațiunea, adică cumva spiritul și apoi rațiunea. Nu știu exact cum să le explic, dar cred că știu la ce se referă. Cred, din nou, doar cred. E o presupunere, e filozofie, e dezbatere. 58. Asta e interesant, aici vreau să... Asta, 58. Femeie, să nu încerci să semeni felului și chipului ce sunt numai ale bărbatului. Bărbatul și femeia nu trebuie să aibă nimic în comun. Bun, aici cred că e un pic tricky.
Pentru că eu nu cred că e vorba că bărbatul și femeia nu trebuie să aibă nimic în comun. Adică dragostea eu cred că este bazată pe lucruri avute în comun, să fie amândoi pe aceeași lungime de undă. Eu cred că e vorba de, na, să ne gândim la perioada aia, adică femeia să nu facă, nu știu, treburi bărbătești și nici acum n-ar trebui. Adică bărbatul ar trebui să facă acele lucruri de bărbat, femeia cele lucruri de femeie. Da, de asta felul e și chipul, adică să nu devină fel și chip, să nu devină femeia, să devină bărbat și nici invers cum ar veni. Bărbatul să... Dar nu am o problemă cu cei care sunt de alte orientări sau ceva, nu la asta mă refer. Ca să ne înțelegem, nu fac un atac asupra nimănui, pur și simplu vorbesc de relația asta între bărbat și femeie. Adică... Și aici e interesant pentru că vreau să pornesc cumva această discuție cu voi, plecând de la această lege, care, bineînțeles, este una de factură morală a lui Pitagora. Bun. Următoarea este 65, care îmi place mult. Să nu te crezi un om liber atâta vreme cât nu-ți poți găsi și pregăti hrana singur. Asta mi se pare genială. Asta mi se pare genială. Genială. Bun. Următoarea este, da, 73. Fii cumpătat. Un trup gras slăbește sufletul. De asta m-am apucat eu de sport. Bine, și prietena mea m-a ajutat destul de mult în asta, am să zic. 77. Bine, prietena mea și ceilalți din grup, recunosc. 77. Tinere, respectă-l pe bătrân. Cu cât migdalii sunt mai în vârstă, cu atât dau mai multe fructe. 83. Fii propriul tău prieten, dacă nu ai un altul. 85. Să nu fii prieten cu bărbatul care nu se înțelege cu nevasta lui. Aici, din nou, mi se pare... Oh, Doamne, asta mi se pare genială. Oh, Doamne, îl iubesc din ce în ce mai mult pe Pitagora, stând și lecturându-l dumneavoastră. Doamne, mi se pare genial. Chiar genial Pitagora. Îl iubesc. Îl iubesc. Iubesc cartea asta. O iubesc. E pentru mine una din... Nu știu dacă să spun că această carte ar fi vârful bibliotecii mele, dar e una acolo, pe muntele, dacă e de aici, aici, undeva aici, așa, aproape de vârf, această carte. Bun, 88. Fă-ți un prieten, pentru că astfel cineva o să aibă dreptul să te aducă pe calea cea bună când săvârșești o faptă rea. O, da! O, da, și asta este trăită, asta cred că și voi ați trăit-o, este un adevăr. Aici chiar este un adevăr, pentru că acel prieten este cel care te aduce mereu pe calea cea bună. Chiar dacă câteodată e dur cu tine, chiar dacă câteodată te ceartă, dar el este cel care, un prieten adevărat este cel care îți vrea binele, indiferent de ce. 89. Nu fi tiranul nimănui, nici chiar al câinelui tău. 90. Găsește-ți un prieten. Avându-l, te vei putea lipsi de zei. Doamne, asta din nou mi se pare un citat. Vine chestiile astea despre prietenie. Are și Seneca o scrisoare, dacă nu mă înșel, scrisoarea a șasea din Scrisori către Luciliu, în care vorbește despre prietenie. Ce înseamnă să fii prieten, la un moment dat și Epictet parcă are niște paragrafe despre prietenie. Și Doamne, asta Aristotel are despre prietenie, Cicero are despre prietenie. Wow, cât îmi aduc aminte. Fuh, sunt lecturi vechi de mult și nici acelea nu duse până la capăt. Wow, dar da, asta e mereu a fost un subiect pe care pe mine întotdeauna m-a emoționat. 91. Izolează-te cu un prieten și trăiți împreună ca și cum nu ați mai exista pentru restul lumii. Superb. Și acum 96. 96, da. 96.
Iubirea este un lucru sfânt. De aceea să nu faci din iubire o vorbă goală. Da, așa este. Nu cred că mai are rost să explic asta. Toată lumea a trecut cel puțin o dată printr-o mare iubire. Și da, nu cred că are rost. Bun, 96, deja sărim la 114. Omule! Avem deja 20 de minute, da, hai că nu mai durăm mult. Omule, nu le face celorlalte dobitoace ceea ce ție nu-ți place să ți se facă. Și aici, bineînțeles, că nu vorbim despre dobitoace, știm cu toții din fabule, din mai ales din Grigore Alexandrescu, dacă citim, lumea dobitoacelor se referă la lumea animalelor. Deci aici se referă dobitoace cu sens de animale. Just saying. Ok, 114. 119, da. Înainte să mănânci tu, hrănește dobitoacele care au muncit pentru tine. Superb. Femeia cinstită nu va purta decât unul, asta e 112, da? Femeia cinstită nu va purta decât unul și același inel toată viața. Yes. Ador, foarte adevărat. Și același lucru se aplică și în cazul bărbatului. Bărbatul loial rămâne loial până la capăt. 114, 119, 122, da, am făcut 122. Acum vine sărim la 142. Aici mi se par deja foarte poetice. Nu ridica securea împotriva copacului sub care ți-ai găsit adăpost în timpul unei furtuni. Corect. Aici nu mai avem decât 142. Avem 172. Nu-ți lega vorbele și ideile în chip savant, chiar și înțelepții atunci când unesc trupul sunt aidoma oamenilor simpli. 174. Magistrat și tată, modelați trupul copiilor îndemnându-i să facă mișcare, iar trupul poporului prin legi. Mai are rost. 185. Avutul să-ți fie pe măsura nevoilor. 191. Înainte să dai poporului libertate, dă-i legi. Asta e încă una care vreau să văd o discuție, să văd cum o interpretați dumneavoastră pe aceasta. Cred că am să le scriu în, poate le scriu chiar în descriere, cele care aș dori să fie cumva deschise la discuție. Cred că e cea cu bărbatul și femeia și aceasta și am zis de aceea am să văd. Au să redea oricum din nou să văd care merită o leacă o discuție. Așa. Trecem la 202. Da, 202. Cât de mare ți-ar fi necazul, păstrează o lacrimă pentru necazul altuia. Din nou, nu trebuie să fim egoiști, să ne gândim și la noi, dar și la alții. Să facem un bine și altora. Și am ajuns la ultimele două, 217. Nu murdări râul care ți-a potolit seta. Nu vorbi de rău femeia care te-a lăsat să o săruți. Bam! Și ultima, asta chiar mi-a plăcut foarte mult, aici deja intrăm în capitolul 2 de la 211. Și ultima, 220. Tineri căsătoriți, cumpătați-vă mângâierile, căci repetate prea des, acestea devin sterpe. Dacă vreți să fie roditor câmpul nunții semănați-l. Jesus. Semănați-l doar cu sărutări cu minți. Nu știu, eu iau acest citat și acesta e ultimul pe care îl mai comentez un pic, este exact ce trăiesc eu acum cu prietena mea, adică să nu fie acel, iertați-mi expresia vulgară, bot în bot, în fiecare zi, adică cumva să lăsăm spațiul celuilalt și
Da, recunosc că mie mi-a fost un pic cam... Dar mi-am dat seama că amândoi iubind arta, teatrul, fiecare dintre noi ne axăm acum pe ceea ce avem de făcut. Și bineînțeles că o să ne revedem și o să fie mult mai plăcut când o să ne revedem, mai ales cu cunoștințele și tot ceea ce am adunat în acest timp în care nu ne vom mai vedea. Eu va trebui să plec din țara Cuș, nu alte detalii. Dar o să vedeți în curând pe pagina mea de Facebook, Instagram, zic și eu așa, ce o să fac eu în țara în care voi ajunge pentru 2 săptămâni, în care voi face și, bineînțeles, și un proiect artistic de teatru împreună cu mentorul meu. Și ea trebuie să-și vadă în continuare de dizertație și, bineînțeles, de lucrare. Și trebuie să ne axăm. Deci de asta sărutări cu minți, cum spune Pitagora, sărutări cu minți și nu semănați pământul cu sărutări cu minți. Nu doar de vorbe goale, vorbe care se intre în rutină și așa mai departe. Bun. Pitagora, legile morale și politice. O carte pe care eu o recomand cu toată inima tuturor iubitorilor de lectură, de filozofie. Circulă vorba la universitatea de, cum se cheamă asta, de, Doamne, Maica Domnului, de specialitate, nu știu, filozofie, drept, care mai studiază altfel de cărți, care probabil studiază în programa lor astfel de cărți, mai ales cei de la filosofie. Suntem învățați că Platon este părintele filozofiei. Un lucru la care eu spun da. Da, este într-adevăr, dar nu cred că de la el totuși a plecat marea filozofie. Adică Platon îl pot vedea ca un părinte al filozofiei, dar bunicul filozofiei clar este Pitagora. Nu v-am citit din postfață despre viața lui Pitagora și de fapt nu avem în postfață, avem în dicționar de nume și concepte. Și mergem la litera P. Pitagora își povestește călătoriile celor mai buni dintre discipolii săi. Mama sa a încredințat educația sa lui Hemodamas. Vizitează Samosul, consultă Sibila, este primit în cele mai de vază case din acest oraș. Îl vizitează pe Policrate. Trece în Seiros și îl vizitează pe Ferode. Închide ochii lui Hermodamas. Se întoarce în Samos, trece apoi în Efes și Preiene. Aici îl întâlnește pe Bias. Ajunge în Milet, îl vizitează pe Tales și îl vede pe Trasibolos. Se duce la Anaximandros, discută cu Foicilid. Părăsește Miletul pentru a vedea Halicamasul. Apoi vizitează Gnida, Arados, Cipru și așa mai departe. Deci vedem Pitagora a călătorit toată viața. Un material, zic eu, bun în care v-ar putea, care sunteți pasionați de această viața lui Pitagora. Eu am citit și cel mai mult mi-a plăcut numărul despre el în revista 100 de personalități, oameni care au schimbat destinul lumii. Da, eram copil, o revistă de cultură generală, am aproape toate cele 100 de numere și numărul 15 este dedicat lui Pitagora. Acolo am citit eu despre viața lui, despre cum și-a creat el teoremele. Este un material, zic eu, de bun simț, care ajută la o cultură generală, pentru că noi, cei din domeniu, trebuie să avem cultură generală. Bun. Asta a fost. Nu știu când o să mai apuc să filmez cele 2 episoade de literatură medievală pe care le am eu în cap. Sper să reușesc în aceste 2 săptămâni până voi pleca în țara respectivă și de acolo voi începe să am o viață o leacă mult mai activă pe Instagram și automat se distribuie pe Facebook. Până atunci, vă las, vă urez o noapte bună, lectură plăcută, căutați, puteți să mai căutați o carte de Pitagora, se mai găsește și în limba română, versurile sale de aur, care sunt versurile pitagoreice.
Să nu uităm că Pitagora a făcut parte din, să zice, cum el este numit în istorie alături de alți mari oameni, care se numește, ei toată gloata aceasta se numesc Mari Inițiați ai Soarelui sau Înțelepții ai Soarelui sau Admiratorii Soarelui, am mai văzut pe undeva, nu mai știu sigur, cei care aveau acest cult al Soarelui. Pitagora, știu, asta țin minte, chiar știam din acea revistă de care am pomenit-o, Pitagora împreună cu discipolii săi veneau dimineața la răsăritul soarelui pe deal, nu mai știu care deal din acel oraș în care era el, și cântau răsăritul soarelui. Să nu uităm că, de exemplu, faraonul Akhenaten, celebrul Amenhotep al IV-lea, alături de regina Nefertiti, și ei au fost înțelepți și inițiați ai soarelui, cu, bineînțeles, faimosul Aten. De asta și Akhenaten, a lui Aten, cultul soarelui, cântatul sau imnurile dedicate soarelui, discului solar. Și există o carte care se numește Mari Inițiați și am impresia că e vorba de Akhenaten, Krishna, Rama și încă cineva, vreo doi de care nu prea am auzit eu, și Pitagora. Mari inițiații ai cei care au făcut despre acest cult al soarelui. Bun, eu vă las, deja avem 31 de minute, jumătate de oră, gata, v-am pupicit. Aștept în comentariile voastre să inițiem această discuție despre legile morale și politice ale lui Pitagora. Seară frumoasă!